La Giurgiu, cei care iubesc cinematograful și simt lipsa acestuia în orașul lor, au ocazia vizionării unui film la alegere mâine seară, sâmbătă 29 august la ora 19, pe pietonala Mircea cel Bătrân. Derulând etapa a doua a proiectului Ser de filme pentru giurgiuveni, tinerii liberali se consideră mai bine organizați decât la prima ediție, când au pregătit 150 de locuri pentru vizionarea filmului și au avut circa 300 de spectatori, aproape jumătate dintre aceștia urmărind filmul din picioare. Proiecția de sâmbătă va fi ori Lupul de pe Wall Street, ori In Time, după cum vor fi decis prin vot pe pagina de Facebook a proiectului, chiar spectatorii care au avut ocazia alegerii producției cinematografice până astăzi seară. Dorim să difuzăm un film care să fie pe pragul giurgiuvenilor, de asemenea invităm să aleagă unul dintre cele 6 filme propuse pe pagina de Facebook, printre care In Time, Intouchables, Aferim. La evenimentul de mâine seară, tinerii liberali care ne-au informat că se vor ocupa personal de proiecție, își doresc cât mai mulți spectatori spre a-i face pe aceștia să uite de grijile cotidiene și de lipsa unui cinematograf în urbea dunăreană. De proiecție ne ocupăm chiar noi, avem un ecran foarte bun, un videoproiector de o calitate extraordinară